Astăzi, Ministerul Sănătății a cedat presiunilor venite dinspre angajații spitalului care au cerut în repetate rânduri demisia directoarei Cristina Păun. Aceasta, din urmă, fusese numită în fruntea spitalului de la Săpoca după o altă numire controversată, cea a fostului procuror Emilian Eva. La scurt timp după instalarea sa, angajații spitalului au dat glas nemulțumirilor legate de noua șefă. Ei au semnat un memoriu pe care l-au trimis ministrului sănătății, iar vineri au ieșit în curtea spitalului și au cerut revocarea Cristinei Păun. Angajații au reclamat o lipsă de colaborare și comunicare cu aceasta, dar și problemele penale mai vechi, directoarea având două dosare deschise pentru fapte comise ca angajat al acestui spital. Noul director interimar are experiență și, mai mult decât atât, are recunoașterea comunității medicale în sânul căreia activează de aproape 20 de ani.